Proverbiala zarvă creată de gureșele vrăbii poate avea uneori ca motiv apariția unui uliu păsărar, un prădător de temut în lumea păsărelelor mici, după cum îl dă de gol numele. Iar păsările îl dau de gol la rândul lor, dând alarma în frunziș. Ajutat de aripile scurte, late, cu vârfuri rotunde și de coada lungă, bagă spaimă în păsăret prin zborul rapid cu schimbări bruște de direcție și manevrele agile. Nu durează mult până observă aglomerările de la hrănitori, plecând adesea de aici cu prada în ghiare. Ca la multe alte răpitoare, femela e mai mare decât masculul. Împart același penaj gri ardezie pe spate, dar masculul are obrajii și dungile de pe piept ruginii, pe când femela are dungile gri maroniu. Datorită urbanizării recente, avem șansa de a observa răpitoarea pasăre și în parcurile și grădinile noastre tot timpul anului. Cel mai adesea, alarma dată de vrăbii, cinteze și pițigoi ne va dezvălui prezența uliului, o pasăre în general tăcută, care își construiește cuibul la înălțime, ascuns în desișul arborilor. Sunetul principal, care aduce ciocănitoare, e folosit pentru alertă, contact și curtare. Minutul de natură este un proiect al Societății Ornitologice Române în parteneriat cu Radio România Cultural.